It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. De la Facultatea de Științe sunt an de an foarte grijulii cu semenii lor, cu colegii lor, cu prietenii lor, într-un mod cu totul și cu totul aparte. Și țin să marcheze această grijă, acest semn de mare umanitate, într-un fel pe care dumneavoastră îl vedeți în jurul dumneavoastră. Este o grijă față de prieteni, dar este o și grijă față de cei care suferă. Pentru că tot ce se vede acum nu este doar un semn al talentului studenților noștri de la horticultură sau al studenților noștri de la științe. Este un semn al empatiei, al grijii față de cineva care astăzi suferă și are nevoie de ajutorul nostru. Ei s-au gândit să facă toate aceste obiecte pe care astăzi le vând pentru ca să salveze un coleg de-al nostru, un coleg de-al lor, de la Facultatea de Drept. Deci nu este doar o expoziție minunată, ci este o expoziție caritabilă. În același timp, ea întruchipează hărnicia, imaginația, talentul, dar și larghețea sufletului studenților de la Facultatea de Horticultură. Eu le mulțumesc pentru acest lucru, eu le mulțumesc pentru faptul că încarcă universitatea cu blândețea și cu căldura sufletului lor și că gesturile pe care le fac an de an demonstrează că această instituție nu se confruntă doar cu răceala acestui hol, ci și cu căldura aparte a studenților. Le mulțumesc din suflet și le urez sărbători fericite, multă sănătate și să aibă grijă întotdeauna și de ei, dar și de cei apropiați lor. Bună ziua și bine ați venit astăzi la cea de-a 6-a ediție a Târgului de Crăciun Winterland, organizată de către Facultatea de Horticultură. Dărnicia studenților noștri se regăsește în ceea ce vedeți astăzi pus pe panouri și mese. Și dovedesc încă o dată că lucrurile pot fi duse mai departe. Prin munca lor și prin strădania lor de câteva luni de zile, astăzi sunt acei spiriduși ai lui Moș Crăciun puși în slujba binelui și s-au gândit să facă o faptă bună, să aducă un spirit de bucurie în casa unui coleg de-al lor, student în anul 1 al Facultății de Drept, a Universității din Craiova. Pentru acest gest minunat le mulțumesc, pentru tot ce au făcut până acum și le urez să aibă parte de sănătate și multe bucurii alături de cei dragi, sărbători fericite și numai bine! Seara Sfântării,
Hristos și pe Domnul căutăm, Domnul Iisus Hristos. Biserica lui Moș Crăciun, Împărățeala lui Crăciun, vine, vine Moș Crăciun, Domnul Iisus Hristos. De Mesia vestește Domnul Iisus Hristos, Cel ce s-a născut în este Domnul Iisus Hristos. S-a născut un Domn prea bun în locașul lui Crăciun, s-a născut un Domn frumos, Domnul Iisus Hristos. Domnul cel fără de început, Domnul Iisus Hristos, azi în este s-a născut Domnul Iisus Hristos. Pentru a noastră mântuire, să ne scape de pieire, fie vecea lui mărire, Domnul Iisus Hristos.
Gianu Valeria, sunt mama Loredanei Gianu, studentă în anul întâi la drept administrație publică. Ne aflăm la acest eveniment datorită colegilor ei de la Facultatea de Horticultură, care au avut inițiativa să facă acest gest pentru ea, târgul acesta cu decorațiuni de Crăciun, cu vânzare în scop caritabil, donându-i se fondurile pe care se le vor strânge Loredanei pentru recuperare. Are mare nevoie de recuperare. Este un copil deosebit.
recuperare la un centru privat în vacanța de vară, ca să ajungem acum, nu putem, pentru că vrea să fie la cursuri. Ea, neputând scrie, eu îi scriu, ascultând ce se predă, memorează și face foarte bine cursul în sine. Se simte foarte bine fiind între colegi și o fire sociabilă, un copil deosebit. Recuperare și afară era bine dacă se putea, dar și în țară la noi avem centre bune, dar se face la privat. Totul cu bani, până suma e imensă, ce să vă spun. La Târgu Mureș, unde este acea clinică de recuperare, se plătește 400 de lei pe zi și fiind nevoie de însoțitor, având nevoie de însoțitor, vă dați seama, 800 de lei ar fi să plătim amândouă pe zi. Foarte. Loredana s-a născut cu stenoză de canal medular, nedescoperită. Au reapărut problemele în 2006. De la o viroză urâtă, i-a atacat măduva un virus, o bacterie, nu se știe ce a fost. În București, la investigații, n-au descoperit cauza. La noi se tratează efectul. Să spunem ce trebuie spus. Și cu ajutor umanitar am trimis-o în Turcia, la Acibadem, și acolo au spus că i-a atacat măduva un virus, o bacterie, era foarte târziu, trebuia ampusele febrile să se instituie tratament corespunzător, nu i s-a făcut, i s-au dat niște analize de făcut foarte multe, nu am putut să le facem acolo. N-am avut bani, le-am făcut în țară la Regina Maria și suspiciune, dar fiind foarte târziu a ieșit la Borelia, la mușcătura de căpușă, una din analize pozitiv. Acum și erau așa, în dubii, că ar fi țânțarul Neslai care i-ar fi atacat măduva, că a fost căpușă, nu s-a știut. Sechelele sunt, a rămas pe recuperare, deși tratament chirurgical nu, deci nu se poate face operație la C3 și C4, având și o hernie de disc neoperată. Au spus că mai rău îi face recidiva dacă s-ar întâmpla să recidiveze decât cum este neoperată. Acum, în stadiu actual facem recuperare cu un voluntar, lucrează de când am venit, de 2 luni de zile cu ea, a căpătat masă musculară, e mult mai bine, poate să stea înșezut, nu mai amorțește, nu mai are durerile de coloană pe care le-a avut. Îi mulțumim din suflet băiatului care a venit să lucreze cu ea, Adrian Cosmin Bucă. Astăzi am vândut foarte multe produse. Majoritatea sunt confecționate din materiale naturale, cum ar fi brad, scoarț, mușchi, licheni. Majoritatea sunt naturale, numai materiale naturale am folosit. Ce au căutat vizitatorii? Ce au cumpărat? Majoritatea au cumpărat produsele acestea cu licheni, cu scoarț, coronițele, la fel, din brad. Le-ai făcut împreună cu colegii de la facultate? Da, împreună cu colegii de la Facultatea de Horticultură, specializarea peisagistică și horticultură. Cred că o lună. Sunt bile de conuri făcute pe bile de ziar, sunt lipite și apoi, cum e ăsta de exemplu, este cu gips. Este fixat în gips. Și ăștia sunt suport de lemn fixat cu silicon. Când ai adunat materia primă, să zic așa? Materia primă s-a adunat în ceva timp, bine, fiecare a adus ce a găsit și așa, na, am strâns. Ai făcut ceva vânzare azi? Deocamdată nu, e doar începutul. Sperăm,
sperăm să se și vândă. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas.